După ce Dej a obținut acordul lui Hrușciov în octombrie 1958, când acesta și-a petrecut o vacanță de 6 zile în România, Die a început exportul de oameni. După spusele lui Dej, Hrușciov a insistat ca Die să ia de la izraelieni produse, nu bani, astfel încât, dacă secretul operațiunii va răsufla, aceasta să nu pară ca un târg de sclavi. În următorii 6 ani, un număr relativ mare de firme vestice, plătite în secret de Israel, au construit în România un număr și mai mare de crescătorii ultramoderne de pui, curcani, porci, oi și vite. Majoritatea acestor complexe zootehnice au fost construite în jurul Perișului, o localitate situată la aproximativ 40 de kilometri nord de București. Pentru păstrarea secretului deplin al operației, deja ordonat ca noile ferme să fie subordonate Die. Banii obținuți din aceste exporturi, între 8 și 10 milioane de dolari pe an, au fost depuși într-un cont secret de care numai Gheorghe Gheorghiu Dej putea dispune. De fapt, în acei ani, nici măcar prim-ministrul Ion Gheorghe Maurer nu știa nimic despre acel odios comerț cu oameni. La nivelul Die, numai 6 ofițeri cunoșteau rolul Israelului în crearea fermelor respective. Din spusele lui Dej, reieșea că Die nu a rămas mult timp singurul serviciu de informații externe al lagărului socialist implicat în export de oameni. Ex-germanii, sovieticii, ungurii și bulgarii aveau să-i urmeze curând exemplul. După moartea lui Dej, Ceaușescu a schimbat tactica. El a stabilit prețuri pentru fiecare evreu aprobat să emigreze, între 2.000 și 50.000 de dolari în funcție de educație, profesie și loc de muncă. În cazuri speciale, ca de exemplu deținuți sau înalți funcționari, s-a ajuns până la 250.000 de dolari și a cerut ca Mossad să plătească cu dolari în numerar. La scurt timp după aceea, unul dintre directorii adjunți ai Mossadului îi livra lunar valize pline cu dolari lui Gheorghe Marcu, acoperit ca director adjunct al Institutului Român de Conjunctură Internațională, care era o filială secretă a Die. La începutul anilor 1970, Ceaușescu a ordonat Die să implice într-o operație similară Ministerul de Interne Vest-German, care cumpăra deja oameni din Germania de Est. Peste câteva luni, Eduard, care s-a prezentat ca reprezentant personal al Ministrului de Interne Vest-German, livra și el valize pline cu dolari aceluiași ofițer Die, Gheorghe Marcu, care, nu după multă vreme, avea să fie promovat la gradul de general. În 1973, Ceaușescu a extins acest oribil comerț la toate persoanele care puteau să-și cumpere viza de emigrare cu dolari, românii cu rude bogate în Occident fiind printre favoriți. Spune Pacepa, în ultimii mei 4 ani petrecuți în România comunistă, Die vindea anual între 22.000 și 23.000 de evrei, germani și români, depunând în contul special al lui Ceaușescu toate sumele realizate din aceste tranzacții între 80 și 90 de milioane de dolari pe an.